Târgul degustar pe care și în acest an încercăm să-l organizăm aici, în pietonalul Ștefan cel Mare, și în întâmpinarea celor care vin și în întâmpinarea celor care sunt aici, să creăm o dinamică în pietonalul Ștefan cel Mare. Mă bucur că deja sunt oameni, deși târgul încă nu este bine instalat. Sunt lucruri frumoase, oameni... N-aș vrea să spun, spre deosebire de alte ediții, să nu se interpreteze, dar văd oameni așezați, oameni cu minți, oameni veniți cu drag de lucru pe care îl fac și mă bucură foarte mult acest lucru. Nu pot decât să le mulțumesc că au venit la Roman și doresc să vină cu produsele lor să-i încânte pe romașcani. Sunt lucruri frumoase, de bună calitate, cel puțin 3-4 produse pe care le-am văzut, mie mi-au plăcut foarte mult. Dar eu cred că și pentru romașcanii care pot veni și să se delecteze, să vadă anumite lucruri, ținând cont că e și perioada de vară, de concedii, când și romașcanii din alte părți au venit la Roman, pot vedea lucruri de tradiție, pot să-și aduc aminte de unele obiceiuri pe care noi le avem, de lucruri, dacă vreți, ancorate deja în ființa, în structura românului și care țin, dacă vreți, de o latură sufletească, dar chiar și de cea practică. Cred că va fi un târg degustar frumos, așezat, cu minte și liniștit, ca la un sfârșit de august, care se pregătește de o toamnă pe care o dorim cât mai bogată, dar punctând și această activitate, în primul rând pentru cei care doresc să vadă, să cumpere, să se delecteze cu produse ale târgului degustar. Așa încât declar deschis târgul degustar și bun venit celor care au sosit la noi cu produse și invit pe romașcani să vină, să vadă, să aleagă și să își cumpere doar ceea ce le place cu adevărat și să se bucure de această activitate de sfârșit de săptămână de august. Vis-a-vis de locație, existau discuții că nu mai iau vadul care l-au avut când era un centru. Vadul se formează după oameni, încât noi suntem interesați de a crea anumite puncte de interes, dar în același timp de a și dezmorți anumite puncte din municipiu. Iar acesta este unul din punctele pe care noi le-am susținut în fiecare an și sigur căutăm să creăm o anumită determinare, un anumit dinamism aici în zonă. Așa încât am propus acest an, ați văzut că deja avem în jur de 20 de meșteri populari, din câte sunt informat vor mai veni câțiva și după amiază, încât din punctul meu de vedere este foarte bine și lucrurile s-au aranjat și din discuțiile mai aprinse care au fost în urmă cu câțiva ani, iată că în momentul de față lucrurile au intrat aproape pe un făgaș normal și sunt în accepțiunea fiecăreia dintre părți. Cu degustar se vor organiza aici în pietonal și alte evenimente pentru a nu se mai bloca centru și pentru ca noi fiecare... Bun, depinde de amploarea acestor evenimente, pentru că să știți că marile activități, marile spectacole întotdeauna și în străinătate se dau în centru. Eu am fost de curând în Austria și în centrul Vienei, un bulevard de autostradă pe trei benzi dus, trei benzi întors, era blocat totul, era spectacol, toată lumea așteaptă cu foarte mare bucurie. Bun, cei drepti sunt mai puțin cărcotași decât noi, dar își asumă foarte mult această chestie și își dorește și o primesc cu foarte mare bucurie. Deci depinde de amploare. Acolo unde avem o anumită dimensiune, o facem în centru. Acolo unde putem crea un anumit dinamism într-o zonă și se încadrează ca și parametri, creăm în zona respectivă. Cea de acum se face aici. Iar eu cred că un dinamism și mai mare va fi în momentul când vom încheia pietonal 4, zona 4, unde vom avea o zonă de anfiteatru, unde vom avea o zonă de proiecții, unde vom avea o zonă în care să organizăm anumite manifestări și atunci sigur că putem da o altă determinare în această zonă. Aici, anul ăsta. Carpita. Bună ziua! Ce faceți? Cum ați venit și la dumneavoastră? E vremea așa mai închisă? Bine, să treci. Dar nu vin cu acest. Ce faceți? Bine? Bine, sănătos. Ți-a ajuns bine. Să aveți ședere plăcută și spor. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? De la Argeș? Da. Cum e vremea la Argeș? E frig? Da. Da. Bine, ați ajuns bine, nu? Da. În general, pe lemn, pe nu? Da.
da. Să aveți ședere plăcută și spor. Doamne ajută! Bună ziua! Tot de la Argeș sunteți, la Pitești. Ați ajuns bine? Mai exact, da. Da? Foarte frumos, cu tot Sfântul Calva. Că eu azi e bine și am zis că fiind halva, păi tocmai, păi tocmai. Da. Frumos. Stai și așa. Mâna e tradițională lungă. Da, da, da. Așa este. Vă dau câte bucățică. Dar eu nu plătesc. Asta. Uite, de-a lui. Nu, eu la... La regim? Asta, dacă ce-i lasă, tu îți mulțumit eu. O bucățică atât de mare. Nu, mare. Bun. Bună ziua, mă, tot pe partea asta. Aici? Aici. De la București. București. Nu știu, doamna. Să trăiți? Bună ziua, la București ați venit? De la București cu pălării și cu flori. Am tradiție la Roma de 8-9 ani. Bravo. Și le faci? O parte din ele le fac eu. Da. O parte facem trocuri dintre noi. Modele care nu le fac eu de ceva. Complectăm unii pe alții. Ai adus și de vară, ai adus de toamnă de acum. Și de toamnă și de vară. Și de piele. Ședere plăcută și sport. Doamne ajută. Trei. Tica Târgu de Gustav, să vedem. Bună ziua! De unde sunteți? La Grumăzăști. La Grumăzăști! Ce faceți acolo, la Grumăzăști? Cum e treburile? Ca și pe aici, la dumneavoastră. Mai pe mai bine la noi, dar... Pe mai bine, da? Da, pe mai bine, în rest... Bine, liniște și pace, cu munca. Fără muncă nu putem face nimic, nu putem niciodată, niciodată. Muncim și nu mai dormim, dar să mai stăm. Asta din cei? Doamna de foc. De focă? Da. Asta e de tineret și avem și de adult. Flora la mai mare. Cam cât e focea aia acasă, cam cât e crește? Noi nu avem timp să mai și creștem. Asta da? Suntem la prelucrat și la lucrat și la comercializat. Dacă să mai să mai creștem și animalii, suntem mai doi oameni. Să ocupa alții de crescut, da, să preluați preză, așa este. Când eram copil, când eram la părinți, să și... Mai creșteați și animalii? Da, bineînțeles. Am avut și de la firmă, la Popoz, la Botoșani, adus Berbec, oi. Acum fac așa, am mai rămas bătrânii cu ligioele. Noi suntem mai mult cu nici. Da. Să aveți șederii plăcute. Da. Mulțumim și vă bună ședere. Doamne ajută. Numai bine. Să rămână bună ziua. Bună ziua! De la Fărticeni, de, de la Porțile Bucovinei! Exact! De la Porțile Bucovinei! Da. Sticlar de meserie la Fărticeni. Da. Și acum lucrez acasă, doar pictura, sunt alte ateliere, am cuptor doar de ars decor, nu cuptorul în sine unde se produce. Am înțeles. Așa. Numai decorația. Decorația, asta mi-a aparținut. Facem ce am învățat o viață, ce știm de o viață. Să aveți sedere bună și bun sport. Mulțumim frumos. Bună ziua. De la Botoșani, suică de prună, atestată la cazanul de aur. Suică naturală. Bună ziua, să aveți poftă. Suică adevărat. Foarte frumos. Asta e asta, da, sau da, tot da, asta? Deci mai dăm la degustare. Da. Vreți să degustați? Nu. Nu. Să aveți șederii plăcute. Bună ziua! Trăiți! Ce ați găsit bun? Bună ziua! Bine vă văd, ce faceți? Mulțumim frumos! Mulțumim! Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu bine! Și vă vrem mereu alături de noi! Mulțumesc frumos! Asta e sănătatea, da! Mulțumim frumos! Mulțumim din suflet! Strandu-vă plăcutare, nu?
Da, da, dar să vedeți, le partizezi, că o dat la drumuri naționale acum. Da, noi cu Dumnezeu înainte, nu ne lăsăm. Poate bune. Steagul sus și trâmbița în vânt. Poate bune. Doamne ajută. Bine v-am găsit. Bună ziua. De la? De la Maramure. De la Maramu. Da, am fost de curând pe la dumneavoastră. În Țara Ghioarului? Am trecut și chiar am stat o noapte la Negrește Oaș. Și nu v-a plăcut? Este pensiunea Dallas acolo. Păi vedeți ca în Dallas. Aproape. Vă servesc un par de pălincă? Ia să pun să vedem de care ai. Mică. Care bem pe asta nu că azi e vineri și bunul Dumnezeu. Veniți mâine, domn primar. Om? Veniți mâine. Da, special azi, vin mâine să mănânc o bucată de cărnață. Hop, hop, hop. Vă place de ăsta negru? La voi asta, pălincă, dar voi mai mult acolo în zonă, Horinca-i, nu? Păi Horinca și pălincă-i pe la fel, tot aceeași mărie, cu altă părăie. Ne servi de acolo proprietarul de la Dallas, cu Horinca, seara ne-a adus. Îi un pic altfel față de pălincă, e un pic parcă mai blândă, dar e plăcută, e super. Și la băut numai dulce, nu ca ceea de prăvălie. Cinste și omenie sau... Doamne ajută, sănătate, bucurie și gând bun în părărie. Vreți gust? Iau... Nu vreți? Boda prostii. Sănătate. Numai bine. Sport să aveți ședere bună. Doamne ajută. Sănătate. Un pic la gust târgul de gustat. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Produse, produse de noi. De la noi, din Roman. Din Roman. Și din Roma trebuie. Păi nu trebuie să fie? Da, da. Sigur că da. Foarte frumos. Dumneavoastră le produceți? Da, da. Foarte frumos. Noi nu cum acum comercializăm, și producem. Și produceți. Din 80. Ia zi-mi de exemplu asta din cei, să nu spui chidii leopard acum. Noi, Motondore. 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 Merinos. Da. Hrană de merinos. Da, 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 da. Scrie tot. Ce căutare aveau ăștia prin anii 75-85, Motondore, cine avea Motondore era era cineva, nu păi, așa? Dar noi cu răștii am lucrat, noi, da? Atelierul meu băga căciurii nu răștii și noi primim haine am acum magazinul la hotel. Știu. Da, și asta e șmecheră. Așa de tineret, sticlie, așa știi să... Da. Nu e să parcă tot ce frumos asta. Da. Asta e șinșila. Șinșila? Da, merită. Merită. Crezi că tot care facă frigă? Da, spectoare. Așa-i? După, e prima și paie zbucă. Serios? Da, urcă. Unde din punctul meu de vedere, poate greșe și am rămas în, ancorat în tradiționalism. Dar când vezi o căciulă urmării sau neagră cu valurile, știu că era bunicul meu, avea oi și făcea așa cu mâna și le... Avem, de alea rând, rând. Da, rând, avem, rând. Avem, avem. Și de alea. Făcută din 4-5 peri. Bună ziua! De la Harghita, nu? De la Corun? Ce faceți? Cu mucă, cu cocos, corțișoară și din astea care cresc în România, fructe. Cocos, corțișoară. Cum merge bine? Acum ați început, da? La prima ediție, 3 familii. Ce are unul? Ce are unul cu ăsta? A luat-o cu cârtă și... Un fel de cozonac de fără lapte și fără ouă. Fără lapte și fără ouă. Da, da, da. Deci cumva de post. Da, da. Să aveți cedere bună și sport. Doamne ajută. Bună. Bună ziua. Ești la Ion Creangă? Ce mai faci Ion Creangă? Bine. Ați făcute de mână, nu? Bravo. Și dumneavoastră. Devin cetățeanul orașului. Da, 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 da. În Bălân, în Bălân. Da? Foarte. Știu, știu, vă cunosc. Vă cunosc. Cum merge treaba la Onești? Moarte. Moarte. Moarte.
De ce n-aveți primar? E vicile. Da? Și e cam moartă treaba. Eu știu, și-a fost un gospodar. Da. A avut o contă mare cu schimbare, nu știu pe care nu vreau. Bună ziua! De la Iași. Eu reprezint Iași. De la Moșna din Iași. Sigur, mulțumesc pentru... Da. Și cu... Astea mai multe specifice bucovinei, să zicem nu, așa. Eu am un stil propriu și la Sibiu m-o primit în Asociația Creatorilor Populari din România, tocmai pentru tehnica asta nouă. Adică eu folosesc chișița, dar folosesc scoarțele noastre, covoarele, trăistele. Deci, adică mergeți pe alt motiv. Da, deci tehnica este aceeași, dar eu vreau ca să mențin... Temele sunt altele. Da, da. Știți că noi moldoveni avem foarte multe lucrături populare. Da. Și am hotărât ca să le aștern. Să le transpuneți și sub această formă. Da, 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 da. Chiar dacă, așa cum ați spus, uneori sunt trepătrunt. Păi da, uitați ăsta, de exemplu, e trepătrunt cu zona Bucovinii. Ciobani avem și noi, au și ei, numai forma rotundă, da, pe care am ales-o este a mea. Noi avem, în general, de aici în jos, de la Fălticeni în jos, mai mult ca motiv, în general, popular, cam la firă. Uite-l. Da, o fi, dar eu am ales de pe scoarțele vechi, da, 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 ceea ce se poate face, nu fac pictură, sigur, eu vorbesc. Sigur. Și am venit în fiecare an cu mare drag la dumneavoastră. Ne bucurăm. V-am spus, din Sibiu, am stat 3 zile acasă și am venit aici. Doamna, ai picat rugă. Da, sunt profesoară de română. Să fiți sănătoasă, să aveți șederii bună și spor și Doamne ajută. Doamne ajută. Ce faceți? O veche pasiune de-a mea. Și eu cunoaștem. Cunoaștem pasiunea asta și e bine că sunteți constantă în ea și o cultivați. Da. O cultiv cum se mai poate, dar da, cu drag fac și am făcut și cât am stat la muzeu și la casa, fost la casa pionierilor și era și păcat ca să se piardă, așa e. Da. Important e să mai, aduceți adepți care da, să continue. Și uitați, mai folosim și cărțile. Mai dăm și unele tente de alte. Adică să îmbinăm utilul cu plăcutul. Exact, exact. Partea de decorație cu partea de... Mai colaborăm cu doamne doctor, mai învățăm. Vindecare. Mai... Da. 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 Bună ziua. De la? Târgu Neamț. Târgu Neamț. Da. Neastri faceți? Noi. Am zis să cumpărăm chineză, numai chineză să aducă, noi televizorul să nu facem și corect, numai să plecăm afară. Și eu sunt convins că faceți mai bine și mai de bună calitate. Și mai sănătoși. Da. Da, chiar mi-a plăcut ceea ce ați spus. A fost și anul trecut și lumea începe să nu mai meargă pe chinezărie. Da. Aia miroasă, transpiră, deci da, se mai frică. Și lumea se întoarce tot la blană și la natural. Da. Și natural e natural, întoarcerea la pământ. Da, nu, da, da, așa, așa și... Spor, sănătate și ne bucurăm că veniți cu plăcere aici. Domn primar, și dumneavoastră, Doamne ajută! Moș Costică Curalaru, de la Iași au venit să le aduc lucruri bune și la Roma. Nu vreau să-mi dea ei, coleacă, să treacă. Las că-ți dai răbdare, o leacă, că-ți dă, să-i dai o curea bună și frumoasă. Nici o problemă, deci la noi orice produs are 10 ani garanție, domn primar. Eu am înțeles că-s garantate pe viață, important e să nu trăiești mult. Avem și treburi de astea, dar... Sănătate și spor în toate. Sănătate. Nu-i bani. Bună ziua. Bună ziua. Celor de la Humor. Da, ne pare bine pentru prima dată. Da. Până am ajuns. Pentru prima dată, da? Da, la Târg, aici ne place că am fost frumos orașelul ăla și la Humor s-a aranjat, l-a cochetat. Da. Ați avut noroc și cu George Flutur acolo, da, care da, vă sprijiniți da, și fiind da, orașelul noi da, l-a aranjat frumos, da. 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 Și bondiță nu prea aia, cred că e a Matale. Nu, le avem de vânzare. Cu blăniță de? Dihor. Da, da. O să face la dumneavoastră. Da, da. Să aveți șederii plăcute și da, spor. Mulțumim. Doamne ajută. Da. Și la Dorohoi. Să fiți sănătoși. Ați mai fost? Da, da, da. Ăla ești pe gânditorul de la Hamangia? Da. Ceramica pe care o imităm noi este ceramica culturii puternică. Da, păi... Lucrăm în familie. Da? Da, da. E o preocupare de familie. Da, da, da. Părinții au început și... Noi părinții sunt hardul, voi sunteți softul, partea de corect, interfață, da? Corect, bine, corect, da, să aveți vedere da, plăcută și spor, Doamne ajută! Mulțumesc.
Bună ziua! Doamna Solomon! Ce faceți, doamnă? Cu lucrături de mână, da? Da, da. Așa e. Păi am văzut că chestiile astea sunt foarte la modă, foarte tineri acum, foarte mult. Da, am văzut. Le place. Am văzut inclusiv la băieții mei, așa că... Păi... Spor și se de ziua. Bună ziua. Din Prahova. Din Prahova. De la Breaza. De la Breaza. Bine, ați venit. Ați mai fost? Da. Fiecare an, vin de la prima ediție. Bravo. Prezent la dumneavoastră. Ei, ei le-au căutare. Cam, e o modă acum cu ei. Da. Să aveți sedere bună și spor. Mulțumesc. Și doamne mâna, bună ziua. Domnul Constantin de la București. Da. Știi cum e melodia Constantine, Constantine? Am auzit-o. Ai auzit-o, da? Am auzit-o, mi-a spus-o bunicul. Ai adus ei, da, să nu-mi spui tu că coștui ele astea, că nu te cred nici în 153 de ani. Unele? Altele vă țin la mașină, da? Da. Aveți, adică faceți la mașină, faceți și manual? Și manual și la mașină. Unele ajustate la mașină, le mai am înțeles. Da, da. Asta pot să spun că le facem noi manual. Manual, nu? Manual. Din ce-s astea? Astea sunt cam bronzuri acum, dar noi și lucrăm de argint, dacă vrea clientul face pe argint. Cam Nicovala și vine da. Cu un bănuț de argint, din Nigurice, pe loc. Da? Bravo. Sănătate și spor. Spor. Bună ziua! Ce faceți dumneavoastră? Da? De unde? Oh, am fost la Sighișoara, am trecut pe acolo de curând. Dar v-a plăcut, nu? Da, da. E un oraș medieval, un oraș vechi, cu foarte multe tradiții și... Am fost și la festivalul într-un an. Cu mai mulți ani în urmă am fost la festivalul. Medieval? Da, medieval, da. Frumos. Da. Frumos, frumos, împletiturile astea. Da, și chiar îți din... Astea sunt purtătoare de cute, nu? Să-l facem pentru limbul de lemn, dar se poate și pentru oramenii. Mm-hmm. A, da, 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 da. Deci, multă minunță da. De toată mintea. Sedere plăcută și spor. Doamne ajută. Doamne ajută. Bună ziua. Bună ziua de la Sfântul Gheorghe, nu? Gheorghe, da. Ien. Totul cu mâna. Totul cu mâna. Totul cu mâna, fără mașină. O stat de casă, totul cusut cu mâna. Făcut de mama, făcut de soția. Asta chiar e tradițional de-a vostru, așa frumos. Deci știi ce mai mergeau și ce ouă? La unele sunt. Nu la toate, unele le place, uite, am să vin cu soția mea să știu de orice să... Mi-ar plăcea să o văd îmbrăcată într-o zi de asta. Să știi. Și acum încercăm un alt model. Asta o să apară de primăvară dacă... E să vedem. Asta de aici a fost cu sută cu mâna. Eu cred că să aibă succes. Da, frumoasă. Asta e de mână făcut tot? De mână. Super. Super broderie. Broderie plină. Da. Asta e broderie spartă. Da, aveți dreptate. Văd că vă pricepeți. Cam la toate, dar cât e puțin din fiecare.